Controlul parlamentar. Instituția controlului parlamentar derivă din suveranitatea poporului și se întemeiază pe normele constituționale și legale. Potrivit prevederilor articolului 2 din Constituție, poporul exercită suveranitatea națională nemijlocit sau prin organele sale reprezentative. Controlul parlamentar exercitat de către deputați reprezintă una dintre marile prerogative ale puterii legislative. Prin mecanismele de control parlamentar, Parlamentul exercită influența asupra guvernului, președintelui țării și administrației publice, urmărind scopul unei bune implementări a legilor adoptate, respectării drepturilor omului și intereselor generale ale societății. Controlul parlamentar este și un mecanism de influență reciprocă și de asigurare a echilibrului dintre puterile din stat. Lipsa pe parcursul ultimilor ani a unor politici clare în domeniul controlului parlamentar au dus la denaturarea și inaplicabilitatea legilor, fapt constatat la nivel național și internațional.